Rușii s-au lămurit, cum e cu scutul antirachetă, adică i-ați mai calmat, le-ați explicat? Ați luat notă de anumite declarații de la Moscova. Ei par îngrijorați de etapele 3 și 4 al acestui proces. Sunt elemente care n-au cum să strice echilibrul strategic din Europa, de mici dimensiuni și cu un caracter exclusiv defensiv. La un moment dat era agitată prin presa rusă ideea că fac și rușii un scut la fel. În cadrul dialogului NATO-Rusia, SUA-Rusia, sigur că au loc niște negocieri. Oferta NATO a fost cât se poate de generoasă. Două sisteme interoperabile, există o voință de dialog și transparență în această privință și cred sincer că Federația Rusă și lumea euroatlantică vor trebui să facă față aceluiași tip de amenințări și vor fi, dacă vreți, condamnate la cooperare. În legătură cu relațiile României cu Moscova, în timpul discuției online cu cititorii Hot News, domnule ministru, spuneați un lucru interesant, foarte interesant, legat de discuțiile pe tema tezaurului și spuneați că abordarea trecutului a fost cumva greșită, fluturându-se această temă în spațiu public, ea trebuie abordată altfel, și mai spuneați că acea comisie pentru tezaur nu s-a mai reunit din 2006. Ce ar trebui să se întâmple în relația bilaterală cu Moscova pentru ca aceste discuții să fie reluate? În relația cu Federația Rusă ne putem bloca în subiecte tehnice colaterale sau putem lucra împreună la încredere reciprocă și la o atmosferă firească de dialog politic, pe baza cărora să se poată repune în funcțiune și aceste comisii de istorici, bună oară, care să... Adică prefer să lucrez pentru normalizarea relației și, de exemplu, pentru un dialog direct la București cu domnul Serghei Lavrov, decât să continui să mă bat cu pumnii în piept într-o logică aparent patriotică, să cer tezaure și orice alte despăgubiri imaginabile, știind foarte bine că fără dialog politic niciun progres nu se va face în chestiunile de această natură. Apropo de dialog, vorbeați despre un dialog la București cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Urmează sau aveți în plan o vizită? Avem în plan și o nouă întâlnire între noi doi în septembrie, la adunarea generală a ONU de la New York, și deci pe această bază cred că putem construi încet, încet o relație normală. Inclusiv o vizită a ministrului rus de externe la București? Este și ea luată în calcul, sigur.